Astăzi pentru mine a fost ca o întoarcere la copilărie. Ce? Bună dimineața! Foarte multe s-au schimbat față de când eram eu la școala primară. Metodele sunt altele, copiii sunt ascultați mai mult. Ia o leacă de roșu! Ia o leacă de roșu! Claudiu! Până înveți! E greu, nu e greu? Copiii sunt foarte sinceri și m-am bucurat să mă îmbrățișeze, să-mi arate cum să desenez. O, ce-ai făcut? Ce-a făcut? Ai greșit mâna! Sunt foarte emoționat de felul în care sunt dascălii. Minutul de iubire cu doamna învățătoare. Sper să vă urmeze și alții exemplu pentru copiii noștri. Aș vrea să vă îmbrățișez, dar nu pot să mă ridic din scaun. E foarte important ca toți adulții care fac parte din viața copiilor să-i asculte și pe ei. Să aibă grijă de ceea ce simt ei, de ceea ce își doresc ei. Am un vers într-o piesă care zice că viața oferă celui care cere. Întotdeauna copiii au curajul de a cere și trebuie să îi încurajăm să ceară de la viață ceea ce își doresc. Copiii știu bine ce visează, trebuie doar să-i ascultăm. Să-i ascultăm și să-i ajutăm. Atât.